Salutare tuturor! Astăzi vreau să facem o rețetă foarte bună, foarte simplă și foarte rapidă. Mai exact vreau să facem pancakes, o rețetă care e una dintre preferatele prietenilor mei, a familiei și a tuturor cunoscuților. Vreau să începem prin a enumera ingredientele. Eu aici am înmulțit rețeta pe care o veți vedea în descriere cu 3, pentru că suntem și mulți și ne și plac pancakes-urile foarte mult. Așa că, în mod normal ar fi trebuit 180 de grame de făină, deci am pus 540. Aici avem 6 ouă, avem 150 de grame de unt, avem 9 plicuri de praf de copt, o linguriță de sare și 3 esențe de vanilie. În normal trebuia numai una, de aia am pus 3. Și am uitat să menționez 825 de ml de lapte. Prima dată aș vrea să începem cu lichidele și după aia punem solidele, adică punem ouăle cu laptele și untul topit la mixat, după care praful de copt cu făina le vom amesteca împreună, după care le vom turna în tot mixul. Așa că vreau să începem odată cu laptele, până punem toate ingredientele, punem untul la topit. Puteți face asta ori la aburi, ori într-un cuptor cu microunde, doar că la cuptorul cu microunde să aveți mare grijă, pentru că la un moment dat bubuie și vă umple tot microundele de unt. Așa, începem cu, continuăm cu ouăle, esența de vanilie, puteți adăuga sarea la pasul ăsta și, după cum am spus, praful de copt îl băgăm în făină, să le amestecăm. Folosiți un tel ca să le amestecați. Scoatem untul, sper că s-a făcut bine, da, și îl turnăm cu grijă. Acum îi dăm drumul odată ca să se mixeze. O să vedeți cât de pufoase și de aromate o să fie, mai ales merg atât de bine cu o ciocolată și cu niște fructe, de o să vă impresionați în primul rând pe toată lumea, dar nu în cele din urmă, pe voi înșivă. Și acum putem băga făina. Dar pentru asta aș vrea să opresc pentru moment, ca să nu dau pe lângă și să fac aici totul de numai de făină. Am adăugat jumătate, pentru că jumătate vreau să pun ulterior pentru a urmări care este textura și viscozitatea aluatului, pentru că e foarte important la pancakes să fie mai gros decât la clătitele normale. Așa că îi dăm un pic drumul acum. Lăsăm să se amestece bine. Aluatul este gata. Urmează să le punem la foc și acum o să vedeți de ce e important nu doar cantitatea ingredientelor, ci și ordinea în care sunt puse. Așa că haideți să le punem pe foc. Prima dată desfacem aparatul. Luăm mixul și venim lângă tigaie. Clătitele sunt gata. Vreau să trecem la ornatul și mâncatul lor. Mie îmi place să le mănânc cu puțină ciocolată și niște fructe. Așa că pentru astăzi am pregătit niște mure, un pic de afine, niște căpșuni și niște banane, împreună cu ciocolată care se găsește în comerț. Am pus și puțin zahăr pudră pentru a le da o notă mai dulce la final. Și vreau să începem prin a unge clătitele prima dată cu ciocolata, nu foarte mult, pentru că o să folosim în jur de 4-5 clătite, așa că 4-5 rânduri de ciocolată cred că pentru oricine e puțin cam dulce. După care vine primul rând și aici puteți alege, aveți de ales care rând să fie primul. Mie îmi place primul să fie cu banane. Mai punem o felie, mai punem un rând de ciocolată. Formează căpșunile. Căpșunile sunt foarte bune la a face pancakes, pentru că formează un contrast foarte bun între dulce și acrișor.
Mai punem încă un rând de ciocolată și încă un rând de banane. Aș vrea să continuăm cu un pic de sos, care este la alegere. Puteți folosi o varietate de toppinguri aici și încercați să fiți creativi. Eu vreau să pun și un pic de frișcă. Ca o mâncare să aibă efectul scontat, trebuie să și arate bine, nu doar să aibă un gust bun. Iar acum, la final, ce v-am spus despre zahăr, vom face următorul lucru. Luăm o sită, o lingură, băgăm un pic de zahăr în sită și ușor de tot loviți cu podul palmei până când ați pus atât cât vă doriți. Farfuria și preparatul este gata. Mi-aș dori foarte mult să puteți gusta prin filmare, dar din păcate acest lucru nu e posibil, așa că nu vă rămâne decât să reluați rețeta, să le încercați și voi acasă și să lăsați un comentariu legat de cum vi s-a părut, ce părere aveți despre ele. Dacă v-au plăcut, dați un like și un subscribe. Așa că până data viitoare, rămâneți dulci, calzi și cu capul sus.